Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou vlog. Suntem pe canalul Pericol Vlog, pentru că aici postez vloguri. Mă postez până la cineva aici în Băpana, în Argeș, pentru că trebuie să îi duc niște documente de la muncă și ne deplasăm în această direcție. Voiam să mai vorbesc cu voi așa, să facem un update despre căsuță. Știți că vreau să-mi iau o casă, caut. Astea au fost ultimele vloguri pe canal. După lungi discuții, ultima casă, nu știu dacă știți voi, terenul era fix în spatele casei, ar fi fost un teren foarte mic, nu știu exact, undeva la 200 de metri pătrați sau până în 200 de metri pătrați, ar fi fost totalul. Terenul era foarte mic, chiar dacă căsuța arăta binișor, gen, era renovată, era și o parte construită nouă, avea baie, bucătăria aceea cu living-ul, gen, deschis. Am avut discuții mari cu nenea, am ajuns la un numitor comun și o să fie undeva la 350 de metri pătrați, asta va fi tot terenul nostru de acolo. Nu e mult, nu e puțin, dar suficient pentru noi, pentru fiind o a doua casă, a doua locuință noastră, nu e permanentă unde stăm acolo. Mergem acolo în weekend, mergem acolo în vacanță, mai fugim după masă acolo, după servici. Eu vreau să-mi construiesc voliera pentru porumbei acolo, să aibă și Denis unde să se joace. Am căzut așa de comun acord cu soția că este ok. Foarte aproape de Pitești față de ce am găsit înainte, undeva la 15 minute în traficul existent de acolo, din zona, că e destul de aglomerat. Pitești a devenit un oraș destul de aglomerat. Probabil că într-o zi o să iau și un teren așa cu pădure și o să stăm aici la Frașimure. Atunci o să ne întoarcem la terenul nostru. Am vorbit cu nenea să-mi facă gardul, cel puțin gardul care desparte limita de celelalte proprietăți. Mai sunt două acolo. Și o să rămână mai multe lucruri de făcut. Și când zic mai multe, sunt mai multe lucruri de făcut la casă. Nu e ca și cum aș lua o casă nouă. Uite, aici arată fotografia, tu interzis, nu știu ce aici. Zona militară, ceva bănuiesc. Și o să avem ceva bani de băgat, o să avem, dar pe mine mă încântă într-un fel toată treaba asta, că sunt lucruri de făcut, pentru că o parte din lucruri vreau să le fac chiar eu la casă. Adică vreau să dau, de exemplu, vreau să tencuiesc cu tencuială decorativă casa chiar eu. Vreau să iasă de mâna mea făcută. Unul la mână, cred că e destul de complicat să găsești un meșter în ziua de astăzi sau un om care să-ți dea. Sunt foarte complicați, dă-le băutură, dă-le nu știu ce, dă-le. Eu n-am nicio grabă să mă grăbesc să o fac acum. Și asta nu face decât să mă încânte, pentru că am eu timp de ea. Și poate fac câte o fațadă astăzi, fațada principală, mâine lateralele, în spate, mai am de izolat partea din spate și o să trebuiască izolat. Dar, na, în general, ce am avut de făcut, mi-am făcut planurile. În principiu despre asta e vorba, că vreau să fac mai multe eu la casă, unde mă depășește, o să chem pe cineva, vă dați seama, și cum va ieși din mâna mea, va ieși, adică, na, dar e o casă privată așa, nu vreau să dau petrecere acolo, să chem, nici nu am cine știe ce prieteni, o să zic că mamă, chem toți prietenii mei, facem petreceri și o să se uite și o să zic că ia uite-mă cum ai dat, cum e tencuiala asta, cine ți-o lua banii, mă? Înțelegi, în cazul în care o să vină cineva și o să zică, o să-i zic, bă, asta am știut, asta am făcut. Exact așa o să fie, gen, nu o să trebuiască să min sau ceva. Și voiam să vă pun și pe voi. Astăzi este vineri. Nu știu exact nici dată, cred că suntem în 30, cred că da, cred că suntem în 30, nu știu dacă merge bine ceasul.
Asta înseamnă că luni o să mergem la notar și de luni o să intrăm în posesia casei. Asta înseamnă că vor veni foarte multe vloguri pe canal. Voi posta foarte multe vloguri cu casa, bineînțeles, când mergem la casă, ce mai facem acolo. Am o grămadă de produse primite cadou pe care trebuie să le prezint în video. Am o mașină, o bormașină destul de șmecher din asta cu baterii, cu două baterii. Am o cameră video, nu știu ce set de șurbelnițe, am încă o baterie externă, am chestii pe care le pot prezenta în video. Cam asta a fost update-ul, o să mai fac un update în momentul în care o să vă prezint casa. Mă duc acolo, vă prezint casa, bau, 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 asta e casa, asta trebuie, nu știu ce, asta nu știu cum. Ia uitați ce e aici, aici. Intru în șans cu mașina. Așa, băi, trebuie să opresc undeva pe aici, așa că, ce să zic, sunteți ca frații mei toți. Vă pupă toți și ne auzim într-un nou video, băiți. Ne auzim într-un nou video în curând. Ce mai facem la casă? Sunt super adormit, v-am zis că m-am pus la 9 seara să dorm. Și eu și soția și Denis. El s-a trezit pe la 5, bineînțeles. Mai dormi până la 7, m-am trezit cu o durere de cap, de hai de mine și de mine. Cu muncă, alergătură, țaca-paca, dar ce să facem, pentru asta trăim, să ne mișcăm de colo-colo. N-am hype-ul lui Dorian Popa, dar sunt pe aceeași idee aici, ce să facem, mergem înainte. Vă salut pe toți, nu uitați să vă abonați și la acest canal, să urmeze vloguri destul de șmechere pe canalul ăsta. Mai ales pentru cei care sunt atrași de lucrurile de pe lângă casă. Vă salut! Pau!